G2A, jocuri ieftine. Ia uite ce bărbați puternici, frumoși și mușchiuloși care trag de fiare aici și trage, trage Alexandru, trage de fiara aia cum n-ai mai tras niciodată de o fiară pentru că trebuie să te faci gigantica. Vai de capul meu, ce e acea abominație a naturii și de ce stau așa pe spate? Alo? Ce Dumnezeu se întâmplă? Mă pot lăsa pe spate, dude? Și salut, bine revenit la un nou minunat, teribil de extrem de minunat episod de Roblox. Din câte poți vedea, sunt încă răgușit și nu știu exact când o să-mi revin, dar până atunci voi încerca să fac o voce de asta. Ok, nu pot să o țin atât de jos atât de mult pentru că s-ar putea să-mi fac mai mult rău. Eu te și pitechi ăla! Bă, nenorocitule, ia treci tu încoace să-ți arăt eu de ce mi se zice Johnny Karate. Ce Dumnezeule mare a fost asta? Mi-a tras o carată! O carată mi-a tras și... Bă! Oh my god! Eu aparent sunt shrimp, adică... Cum îi zice la shrimp? La shrimp îi zice... în română... Ăla mă care... Crevete, desigur, crevete. Sunt un mic crevete, dar să vezi, prima dată când am intrat pe jocul ăsta eram foarte extrem de slăbănog și nu aveam absolut nimic, dar acum desigur am 613 putere și mă pot antrena și uite acelea la skins, am un skin de ăsta super șmecher numit Inferno, dar pot să mai cumpăr crate-uri și să deschid alte skin-uri, știi? Și pot să cumpăr un... Hei, încetează! Poți să cumpăr un Godly Crate care are șansă de legendară de 100% și costă doar 50 de Robux. O să fac chestia asta pentru că de ce nu? Să sperăm că am suficient Robux rămași. Oh yes, perfect, mai am numai 54, te rog, dăm ceva super, ultra, mega, șmecher, Rainbow, oprește-te la Rainbow! Super Saiyan e și mai bine, Super Saiyan este literalmente din... Firar să fie, de ce mă bateți, mă, care este problema voastră? Luați-vă de ce? Ce aripi frumoase ai, ce Dumnezeule mare ai pe cap, dude! Bun, și mă duc acum la skins aici și îmi echipez Super Saiyan-ul și fii antenă. Wow, ia uite, acum am Super Saiyan la gantiera de care trag și pot să fac și flotări, dar la flotări nu... Îndepărtează-te de mine, nu te... Încetează, dude, te bat! Te bat, fraiere, na, mă! Oh my god, îmi dă mult mai mult damage decât i-am... Oh, no... Bă, dar care este problema ta cu mine? Vrei să vorbesc cu... Vreau să știi că maica ta este fa... Ai de gând să mă bați din nou? Nu câștigi absolut nimic din fapt... Cineva să mă ajute, de ăsta mi-a pus gând rău. Vă rog, cineva să-l raporteze la poliție pentru... cum îi zice? Nu mă călcam picioare? Oh my god... Mamă, unde se antrenează la... Vreau și eu să mă urc acolo așa. Ia ce mușchiulos e ăsta... Uite ce cubulețe are pe piept, frate, și pe burtă. Și cubulețele lui au cubulețe. Este incredibil. Ui, ăla e... Ăsta e foarte mititel. Ia mă, fraiere, pregătește-te că vine acum perversa. Ia mă, dar ce... Săracul de... Ar trebui să nu mai fac asta și ar trebui să nu mai chinui vocea. Încercând să râd așa pițigăiat pentru că nu e bine. Bun, păi mă pot antrena cu gantera aia, cred că îi zice gantere, nu? Pot să mă antrenez cu halterele astea, astea sunt haltere, nu? Habar n-am denumirile pentru că nu prea, da, eu am fost numai la sala de mese, oameni buni, eu nu mă pricep la sală. Sau pot să fac flotări, dar nu știu exact care din astea trei opțiuni este mai bună. Văd că dacă mă antrenez acelea, îmi dă și câte 10 putere odată, ceea ce este foarte mult. Și acum mi-a dat 1, pe bune că mi-ai dat... 1 pute, nu 2, nu 3, nu 0, oameni buni, 1, 1 pentru că eu sunt 1, la fel cum era și Robi Putrezitul, desigur, we are number 1, hey, hey, și văd că dacă vreau să mă antrenez la ganterele, hunterele alea din spate, îmi trebuie 1000 putere, dar nu înțeleg că sunt mult mai mici, nici măcar nu ai bancă de asta pe care să stai. De ce ți-ar trebui 1000 putere ca să te antrenezi la alea? Habar n-am. Bă, dar știi ce mă întreb, frate? Pot să mă duc să alerg, să-mi cresc și viteza, că în momentul ăsta sunt destul de încet, din câte puteți vedea. Dar dacă alerg aici, îmi dă destul de mult. Oh, thinking emoji. Voi putea alerga aici foarte mult și o să fiu foarte extrem de rapid.
Dar îți dai seama cât de mult trebuie să stai ca să... Hai să încerc să fac... Voi face 15 viteză. Voi face 15 după care nu voi mai alerga. Mă întreb dacă altă de asta... începe o bătaie, dar nu mă interesează. Mă întreb dacă un nou număr se cunoaște la viteză, știi? 14 față de 15. 15 față de 14, de fapt. Poate ce e acolo așa după punct sau după paranteză ar veni la noi, după virgulă ar veni la noi în România. Dacă ce e acolo contează. Da, nu mă simt mai rapid. Ce se întâmplă? Ce e asta? Ăsta e un jucător? Ăsta e un jucător? Este gigant. Oh my god! Era gigantic, ai văzut așa ceva? Ui, ce se întâmplă? Deci am super șmechera aură galbenă de super saiyan cât timp mă antrenez la asta. Să sperăm că are vreun efect asupra mea și că mă antrenez mai bine, frate. Să sperăm că mă antrenez mult, mult mai bine și mult mai repede. Hai să încerc să fac 1000 de putere ca să mă pot antrena la gantrele alea de acolo. Uite cum face ăla de acolo. Cred că te antrenezi mai bine cu alea, știi? Da, clar, asta mică pe care o ai și o poți folosi oriunde. Clar, asta nu cred că e la fel de potentă ca aparatele astea, pentru că n-ar avea de ce să fie. Adică asta e portabilă, frate, clar ar trebui să fie un pic mai slabă față de aparatele astea la care mergi și tragi, știi? Hei, stop! Nenorocitul, vocea mea! Nenorocitule, de ce ai făcut asta? Tot ce făceam eu era să mă antrenez acolo de unul singur și să nu deranjez pe nimeni și tu ai venit și mi-ai dat niște karate la ureche de beațiuit, firar să fie, acum trebuie să plec în altă parte să mă antrenez, să sperăm că nu vine nimeni să mă bată. Iotie ăla, mă, face, cum îi zice? Face abdomene ăla, vreau și eu să fac abdomene, dar probabil trebuie să am putere mai mare ca să deblochez. Oh, am primit gemuri, iar, yes! Probabil trebuie să am putere mai mare ca să deblochez alte exerciții, știi, care probabil sunt mai bune. Oh, yes, 1000 de putere, acum sunt mai puternic decât a fost cineva vreodată, probabil, în afară de Arnold Schwarzenegger, ăla era foarte puternic și foarte bine făcut. Asta înseamnă că acum pot să merg să trag de halterele astea dacilea, deadlift. Ok, ai face bine să-mi dai mai multă putere pentru că este foarte, foarte, plus 9. Ok, nu mă bate, dude, nu mă bate, sunt cu minte și trag și eu de fiare, la fel ca tine, este loc pentru toată lumea. Plus 2, ce glumă asta proastă, dude, tot ce vreau eu să fac e să cresc cu putere multă pentru că am făcut 1000 de putere, acum ar trebui să înceapă să devină din ce în ce mai ușor, nu? Dar nu, îndepărtează-te cu corpul ăla tău gigantic de acelea. Vai de capul meu, că veni vorba de gigantic. Și de ce nu-ți crește capul? Eu asta nu înțeleg. Capul rămâne mic și corpul se face mare. Cum vine chestia asta? Am primit niște gemuri, complet neinteresant și neimportant gemurile. Sunt o pierdere de timp, dude. Uite, ăla se antrenează acolo și ăla... Uia, oare cât îți trebuie ca să mergi aici pe plajă? Rank, strength... ok. Ah, ia uite, mă, zice de rankuri și cât îți trebuie. O să fiu buff la 2500. Salut, domnule. Sunt pașnic la fel ca tine pentru că vezi tu... 2000... Oh my god, îmi trebuie 2000 putere ca să merg acolo și să mă antrenez. Da, eu nu pot să vin acolo, dude. Da, îmi trebuie putere... Oare pot să alerg pe asta mică? Păi pot sau mă urc peste ea? Ah, sunt prea mare, mă urc peste ea. Ok, stai așa că-l văd pe unul mic el aici, ia să vezi ce-i dau, să vezi ce-l pocnesc. Ia mă de aici, ia mă. Unul dintre ei este, oh my god, ăla-i legend și nu ia damage pentru că este foarte, ești muscular, a? Ești muscular, ia de aici, fraiero. Wait, stai o secundică, cred că altcine, ajutor, manevre evazive n-au funcționat, manevrele evazive. Mamă, ce rapid e ăla și ce pumn dă, ar trebui să... Oh, hello, domnul... Wait, ăla-i buff. Eu nu înțeleg cum de este atât de subțire și are rang de la mai bun decât mine, frate. Asta este literalmente imposibil. Sky Gym? Putem să mergem la o sală de... Te urăsc atât de mult și vreau să știi că mama ta este foarte dezamăgită de tine și că o iubește mai mult pe sora ta. Încetea...
Bă, ce are toată lumea cu mine, eu nu înțeleg. Sunt și eu frumos, îmbrăcat în roșu și am o pisică gigantică pe umăr. Care este problema? Uite, eu nu-l bat pe ăsta mic când îl văd. Ok, poate aș vrea și eu să-l bat, dar ideea e că am ceva de demonstrat că eu sunt mai bun, mai bun și mai drăguț cu oamenii decât sunt ei. Bun, nu știu ce e chestia aia care plutește acolo. Acelea pot să alerg, zi-mi că îmi dă cu mai multă. Atât de greu crește viteza, ce glumă proastă, frate. Underworld Gym, dar ce mă, sala de Acilia n-are, dar nu e atât de frumoasă ca aia din, adică e aia din iad, cum ar veni, nu știu cum să-ți explic. Da, e nașpa, acolo așa sunt înflăcări gande. Care-i problema ta? Am trecut doar pe lângă tine. Uite, îmi trebuie un rebirth aici, ajută-mă, dude, să are ceva cu mine. Nu intra acolo, oh my god, bă, ăsta mare, ajută-mă. Uite, vezi ce se întâmplă dacă nu mă ajuți? Hai să-l batem pe ăsta. Hai să-l batem pe ăsta, buf, boss. Dă-i, dă-i. Ajutor, mă, bate pe mine, bate-l. Ești complet inutil, mai ai puțină viață, ce se întâmplă? Ești, oh my god, l-ai lăsat să mă bată înainte de a-l bate tu. Știi ce? Să știi că și maica ta este dezamăgită de tine și ești cel mai puțin preferat copil al ei. E o glumă, oameni buni, probabil că habar n-am care e situația din familia lui Bulangiu la mare, care n-a vrut să mă ajute, dar nu contează. Mamă, iar a apărut unul gigantic. Doamne, iartă-mă cât de mare este. Bă, da, nu poți să cumperi ceva de la un magazin sau ce? Adică ar fi foarte frumos dacă ai putea să cumperi ceva de la un magazin ca să poți să, nu știu, să te antrenezi mai bine, să te... Ce faci, mă? Intri în pământ, ești nebun? Băi, ce face ăsta? Se lasă pe spate. Ce e chestia asta? Du-te, la noi e un exercițiu. Du-te și te antrenează că vin bulangii ăștia mari și o să... Uh-oh. Cred că mi-a tras una... Da, un... Ok. O să mă urc în capul tău. Uite-te la mine. Stai, bă, sunt cu minte, sunt pașnic. Sunt pașnic, am urcat doar în capul tău. Oh my god. Jocul ăsta... Îndrumă copiii la violență. Vă spun eu, uite, fii antenă, vin la el, mă pun la el în cap. Uite cum a scos și vrea să mă bată. Sper să iei note proaste la școală și să repeți clasa, firar să fie dă-ne norocit, nepașnic și violent ce ești, dude.